Bine, v-am găsit la horoscopul de weekend, 13-14 ianuarie. În acest weekend, știți cum fac eu de obicei, va apărea horoscopul săptămânii următoare și vom avea ceva evenimente săptămâna viitoare. Mă uit așa că o să avem niște schimbări de energie. Cum am avut săptămâna asta, de altfel? Deci, fiți pe fază undeva sâmbătă la ora 3, ora României, că va apărea horoscopul săptămânii următoare. Duminică seara va apărea horoscopul de luni, iar undeva în acest weekend, nu știu exact când, va apărea și oracolscop de lună nouă. A fost lună nouă pe 11, nu am filmat pe 11, dar este în agenda, în memoria mea să fac acest film, astfel încât probabil undeva peste weekend va apărea și el. Și mai am și alte filme în plan. În acest weekend avem o schimbare de zodie. Și anume, Mercur revine în Capricorn, pentru că Mercur a mai fost în Capricorn la sfârșitul anului 2023. A retrogradat, s-a întors în săgetător, a mai avut ceva treabă, acum revine, astfel încât la intrare este Mercur și la ieșirea din Capricorn este Pluto. Pluto a intrat de ceva vreme pe ultimul grad, grad analetic, gradul 29-30 al Capricornului, unde a mai fost odată și anul trecut și unde o să mai fie odată și la toamnă. Deci o energie, așa, o ușă care se tot deschide acolo cu Pluto, dar nu despre Pluto vorbim acum, pentru că la ușa de intrare e din nou Mercur. Încât câteva zile de acum înainte, până pe 20 ianuarie, vor fi 4 planete în Capricorn. De pe 20 ianuarie, deci chiar săptămâna viitoare, vom avea evenimente, de aceea urmăriți horoscopul săptămânii următoare, evident urmăriți și horoscopul lunii ianuarie, pentru că unele din evenimentele lunii ianuarie acum sunt pe rol, urmează, așadar, deci de pe 20 încolo din grămada asta de 4 planete vor mai rămâne 2. Și încetul cu încetul se va risipi energia de Capricorn, energia asta foarte matură, serioasă, de om înțelept. De om cu scaun la cap, de om responsabil. Poate intrăm într-o zonă așa mai aerisită, mai de primăvară, că energia Capricornului pentru mine întotdeauna parcă este o energie ușor rece, rezervată, distantă, așa parcă m-aș afla în fața unui înțelept, în fața unui bătrân, în fața unei autorități, așa este Capricornul. Dar se risipește și această energie, astfel încât undeva peste vreo lună energia Capricornului va lipsi complet. Pe cât de puternică a fost energia Capricornului multă vreme, cu un maxim undeva atunci prin pandemie, acum o să simțim ultimele rămășițe ale energiei serioase a Capricornului. Dar acum e un Mercur acolo, un Mercur care va da concretețe planurilor noastre, că în sfârșit merge direct, merge de la începutul anului, dar acum îi vedem roadele. S-a dus acolo în săgetător, a învățat ceva, a revizuit ceva, a înțeles ceva și acum vine să pună în aplicare, practic, ceea ce a descoperit informându-se înapoi în săgetător. Că de-aia un Mercur retrograd, repet, nu mai este Mercur retrograd, dar de-aia s-a întors acolo în săgetător, să mai afle ceva, să mai învețe ceva, să-și mai aducă aminte ceva. A descoperit și acum vine și pune la treabă ceea ce a aflat, încât cu toții vom simți câteva zile bune de acum înainte, vom simți că lucruri care poate mergeau mai greu, nu vroiau să dea roade, ar putea să dea roade, cu atât mai mult că dragul de Mercur, zilele viitoare va avea și o minunată conjuncție cu Marte și un minunat trigon cu Jupiter, deci tot o să primească Mercur daruri. Da, chiar săptămânile imediat următoare, Mercur va fi în tir astral foarte bun. Ianuarie este o lună bună, în sfârșit o lună bună, pe cât de tensionate au fost octombrie, noiembrie, ba chiar și decembrie, poate în sfârșit simțim un dram așa de aer proaspăt. Deci profitați de luna ianuarie, despre care am vorbit evident în toate horoscoapele lunii ianuarie. Le găsiți și pe acestea în secțiunea videoclipuri sau în aquaria.com, depinde unde mă urmăriți. Deci nu uitați că apar lucruri noi în acest weekend. Fiți pe fază, dacă nu ați dat click pe subscribe, o puteți face acum, sau pe clopoțel ca să fiți și notificați.
când o să apară ceva pe acest canal de YouTube. Nu uitați că va apărea oracolscop, chiar sunt curioasă ce mesaje o să ne mai transmită Universul acum pe un final de etapă și început de etapă. Probabil o să-l leg foarte mult acest oracolscop chiar și de Pluto, încât fiți pe fază să vedem cu ce mesaje ne mai trimite Universul. Nu uitați și de invitația mea de a semna acea petiție în strânsă legătură cu posibilitatea vreodată, așa ca o utopie a erei vărsătorului, ca pe actele de naștere ale copiilor noștri, nepoților noștri, de acum înainte, că retroactiv nu se mai poate face nimic, să apară acea oră a nașterii. Dar pentru asta găsiți un film separat, găsiți și un link, în orice film veți găsi acest link către petiția online și vă invit să vedeți despre ce este vorba. Poate rezonați, poate vi se pare utilă, nu pot să cred că doar 1000 de oameni sunteți pe vibrația mea din punctul ăsta de vedere. Cu siguranță, măcar o dată în viață v-ați dus la mama și ați întrebat-o: mamă, dar eu la ce oră m-am născut? Și mama a zis, nu știu, am uitat, am 3 copii, tu parcă la 5, tu parcă la 7, a ars maternitatea și așa mai departe, și deci n-au mai rămas dovezi concrete, pe când un certificat este o dovadă concretă. Nu aveți de ce să vă speriați că cineva ne poate urmări printr-o banală oră de naștere. Oho, prin câte ne poate urmări, nu printr-un act, să zicem, în care apare și o oră de naștere, că oricum sunt toate datele acolo. Cam atât am de zis în introducere. Hai să vedem cum sună acest weekend 13-14. Sper că nu facem 13-14 așa, dar se preconizează lucruri interesante la orizont. Weekend liniștit vă doresc, acum căutați-vă jos în descriere minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente, dacă aveți un ascendent pe final de zodie, și să vedem weekendul cum sună. Voi verbeți, s-ar putea să aveți un weekend plin, poate chiar de activitate. Cine știe, sunteți printre cei foarte preocupați de niște chestiuni profesionale, vă pregătiți de vreun examen, de vreo confruntare, sau sunteți pur și simplu prinși într-o acțiune cu un mare consum energetic. La câte planete aveți voi deasupra capului, acolo în casa carierei, a reputației, a renumelui, ar fi culmea să nu folosiți o astfel de perioadă pentru niște reușite de natură profesională. Cine o fi având în weekend ceva evenimente? Sigur că e loc și săptămâna imediat următoare să aveți parte de reușită. Poate doar vă pregătiți în vederea unui eveniment. Sau v-ați pregătit până acum, poate a fost o perioadă de pregătire înaintea acestui weekend, pentru că nu uitați că Mercur a mai trecut odată pe aici, dar atunci când a trecut pe aici nu era Marte, însuși guvernatorul vostru în sectorul carierei. De-aia e foarte probabil cu ceva timp în urmă, cu câteva săptămâni de exemplu, să fi fost implicați într-o activitate complicată de natură profesională, cu un consum mental, intelectual, dar poate și fizic major, dar ceva lipsea. Vă lipsea o informație, vă lipsea o resursă, vă lipsea o mână de ajutor, v-ați descurcat, ați făcut rost de ea și acum o puneți la treabă în beneficiul vostru. S-ar putea să cereți ajutor într-un fel sau altul. S-ar putea să fie o activitate un pic cam grea și să vă dați seama că de unul singur nu că nu vă descurcați, sigur că vă descurcați, dar ce bine ar fi să mai fie cineva acolo să vă dea mâna de ajutor cu pricina. Și aveți la cine apela. Cineva sare în ajutorul vostru, cineva e acolo și așteaptă să fie chemat, invitat, solicitat, să-l înhămați la căruța voastră. Voi s-ar putea să fiți managerul de proiect, voi sunteți cu capul, voi sunteți autoritatea, dar aveți acolo nevoie de un mic grup de suport sau de slujbași în beneficiul vostru să meargă treaba respectivă. Deci, uitați-vă în jur la cine puteți apela. Că aveți la cine. Faceți așa o preselecție rapidă și luați în căruța voastră pe oamenii care vă pot susține. Oameni care au ce n-aveți voi. Timp, resurse financiare, energie, chef, sau le aveți și voi, dar poate mai aveți nevoie să completați aceste recipiente cu ceea ce vă pot oferi ceilalți. Taurii,
Ar trebui să aveți o zi de real bucurie, un weekend, mai bine zis, de satisfacție, de sărbătoare, de afirmare din multe puncte de vedere. Poate vă aflați într-un mediu unde cineva vă atrage atenția în mod special. Sigur că și voi puteți să atrage atenția printr-o lumină aparte care cade pe voi. Probabil cineva atrage atenția, n-ar zice că e vorba de frumusețe, de chestiuni de natură sentimentală. S-ar putea să vă atragă atenția un om de la care aveți ce învăța, un om înțelept, inteligent, cu putere, cu funcție, cu ceva ce admirați. Puteți învăța de la acest om ce are el acolo și demonstrează că are din belșug inteligență, maturitate, talent, niște calități spre care și voi tindeți. Devine modelul vostru, devine idolul vostru, cine știe. Îl puteți urma, puteți să limitați, puteți să vă alăturați lui, dar vă uitați așa totuși cu un dram de, cu respect, mai degrabă cu respect decât cu altfel de emoție. Vi se pare special acest om și de-aia am zis că poate deveni mentor, profesor, idol, model, demn de urmat, erou, care un șarm aparte, are o inteligență aparte, are o putere aparte, are o funcție, e ceva ce și voi puteți obține. Vi-l așezați așa pe pedestal, îl puneți pe frontispiciu și faceți tot posibilul să îl urmați, să-l ascultați, îl admirați, îl urmați îndeaproape, cu alte cuvinte. Și parcă vă molipsiți de starea lui de bine. Dacă mai aveți și ocazia să lucrați cot la cot cu acest om, să-i fiți colaborator, să-i fiți companion, să-i fiți prieten, să-i fiți elev, cu atât mai fericit sunteți. Pentru că e un exemplu pe care, după care și voi vă veți ghida creșterea și evoluția de acum înainte. Gemini, aveți un vis, un plan, un ideal, un gând, dar până acum poate n-ați avut foarte multă încredere în acest vis. Vă gândeați voi la el, dar mereu spuneați, nu, e imposibil, n-am cum să ajung acolo. L-am mai încercat, dar l-am abandonat, l-am mai încercat, dar e prea sus pentru mine. Vă lipsește o resursă pentru a vă împlini acest vis. O resursă care ar putea să vină de la altcineva. Cu alte cuvinte, aveți nevoie de un stimulent, de un heirup, de un tovarăș care să vă împingă de la spate, să vă arate calea, să vă netezească poate calea. Pentru că acest om nu are niciun interes, nu e visul lui ăla, e visul vostru. Dar vă înțelege această dorință și poate vrea să vă învețe, poate vrea să vă însoțească pe această cale, vrea să vă deschidă porți, vrea să vă deschidă mintea. De-aia poate fi mai degrabă un tovarăș de discuție, de afaceri, de drum, care vă însoțește către visul ăla. Poate el este și o mare doză de realism, vă trage cu picioarele înapoi pe pământ. E un vis, dar uneori visul poate fi și utopic, poate fi imposibil, poate fi prea de tot. De-aia aveți nevoie de această susținere. Poate fi părintele vostru, poate fi partenerul de viață, poate fi un prieten, un colaborator, dar care vă ține un pic ancorat în real. Nu vă taie aripile, nu vă zice că e o prostie ceea ce doriți să atingeți, dar vă atenționează, vă ghidează, vă informează, vă arată și părțile bune, părțile rele ale planului vostru și merită să-l ascultați. Se pare că e un om cu multă experiență de viață, încât e sfaturile sale, chiar dacă uneori par critice, poate par prea directe, prea tranșante, posibil să aveți acest sentiment și să vă și supere lucrul ăsta, uite cum vrea el să-mi taie mie aripile. Nu asta vrea, el vrea să nu fugi după cai verzi pe pereți. Că suntem într-o perioadă destul de iluzorie cu toții și puteți fi un pic păcălit de niște planuri mărețe la orizont. Numiți-l profesor pentru voi. Ascultați ce zice, respectați îndrumările, pentru că nu vă face să renunțați la visul vostru, dar vă ajută să-l transformați într-un proiect, într-un plan,
să ajungeți acolo. Să eliminați utopiile, să eliminați chimerele, să nu fugiți după ceva imposibil. El este sursa voastră de informație, poate chiar. De aceea acest om e cu multă detașare, ăsta e cuvântul, e detașat, pentru că nu e visul vostru, nu e visul lui, e visul vostru și merită să-l ascultați. Chiar dacă vă poate certa pe alocuri, chiar dacă vă zguduie pe alocuri, chiar dacă vă reproșează pe alocuri, dar nu reproșează din răutate sau ca să vă taie vouă bucuria și entuziasmul pentru ceea ce vreți să atingeți, ci să vă creați un drum posibil la care, și care să ducă într-o zi la niște rezultate. Racul, posibil să apară niște tensiuni în relația voastră cu alții, niște dispute acolo legate de viziuni foarte diferite asupra unui lucru, poate tensiuni în cuplu, tensiuni într-o relație, voi versus cineva, poate mai ales acolo unde este și o mare diferență de vârstă sau tot felul de diferențe. Diferențe sociale, diferențe financiare, acolo unde două tabere sunt pe etaje diferite și se creează deci o discrepanță între ele, pot apărea tensiuni, dar pot apărea și stimulente. Cel care e cu ceva mai prejos, da, se uită la ăla care e un pic mai sus, depinde și cum se uită, cu teamă, cu dorința de a ajunge și el acolo, dar din competiția asta, că poate fi un fel de competiție, se poate naște ceva productiv. Învățați din asta, vă depășiți limitele, vă motivați, încât chiar dacă aveți în preajmă poate mai multe persoane, poate nu doar o singură persoană, dacă aveți un grup care pare ca din altă lume decât lumea voastră, s-ar putea să vă dați seama că e o alianță acolo, o coaliție, și tare v-ați dori și voi să fiți din această coaliție. Și veți bate la ușa lor. Veți încerca să vă găsiți locul printre ei și s-ar putea să fiți pe aceeași lungime de undă prin ceva. Dar înainte de a fi unul de-al lor, din grupul ăsta de persoane mai deosebite, mai aveți ceva de învățat. Vă invită, vă stimulează, vă cheamă acești oameni alături. Dar aici rămâne de văzut dacă nu sunteți foarte încăpățânați pe a voastră, o țineți pe a voastră și spuneți că știți mai bine decât ceilalți. În adâncul sufletului v-ați dori să fiți așa ca în tabăra respectivă. Dar este și o doză acolo de ego care parcă vă ține deocamdată la distanță. Leul. Zona profesională este foarte activată pentru voi, foarte activată. Cele mai multe planete sunt în zone de natură profesională. Sigur, nu doar în acest weekend și câteva zile bune de acum înainte, încât ar trebui să trageți tare în orice provocare de natură profesională. Să vă apucați activități noi, să învățați ceva nou, să căutați un job, să bateți la ușă, să munciți efectiv, să mai ales activități de durat, nu de astea flecuștețe pe care le puteți termina într-un weekend. E nevoie de lucruri de alea, cum ar fi să vă apucați să construiți o casă. Apoi până construiești casa durează. Să vă apucați să arați terenul în mijlocul iernii. Cât durează să arați terenul? Metaforic vorbind, poate fi o activitate prelungă, cu un mare consum energetic, dar care poate fi de succes. O strategie, un plan de afaceri, o activitate pe luni de zile de acum înainte, dar care acum trebuie pornită, când sunt câte, 2, 4, 6 planete în zodii de pământ care dau concretețe, materialitate planurilor voastre. Poate deja, încă de zile trecute, la luna nouă v-a venit o idee și acum ziceți, mă apuc de ea. O gândesc, măcar o gândesc, măcar o pun pe hârtie, măcar caut primele cărămiți pentru viitoarea casă, măcar caut primele date pentru viitorul meu proiect și găsiți, începeți să adunați ingredientele și din toată povestea asta, cine știe câtă vreme, evident că poate fi o acțiune de cursă lungă, vor ieși lucruri minunate de care vă veți bucura în viitor. Fecioara, spuneam că este o energie de pământ foarte puternică, iar voi sunteți o zodie de pământ care primește de minune această pondere de planete în Capricorn, în Taur,
Vă dau încredere, stabilitate, garanții. Parcă mergeți pe teren sigur, ăsta e sentimentul vostru. Înainte, acum câteva zile, de exemplu, probabil pe perioada când Mercur era retrograd, deci la sfârșit de 2023, erați un pic nesigur pe ceva în viața voastră. Vă făceați griji, vă stresa, clar că n-o să iasă, poate gândirea negativă începuse să vă dea târcoale, vedeați în jur numai monștri și numai piedici și probleme, da, sau poate chiar au existat niște probleme. Și acum începe să vă mai liniștiți, dar e liniștea omului care începe să fie sigur pe mersul unor activități. Până acum n-ați fost sigur. Ați mers pe gheață subțire, cu așa în vârful picioarelor, dar dacă n-o să iasă, dar dacă o să pice. E acum încep să apară aceste clarificări, garanții. E bine, zice cineva. Și trebuie să vă grăbiți un pic, pentru că această energie de pământ nu o să se mențină la nesfârșit. Hai să zicem undeva până pe 20 ianuarie o să fie atâta stabilitate și atâta garanție că totul va fi bine. Deci vi se cere un dram de grabă, să vă mișcați măcar primii pași într-o activitate majoră să îi porniți acum. Și nimic nu e atât de sigur pe cât pare. E sigur acum, dar nu se știe cât o să fie sigur. De aia unele lucruri, știți vorba aia, bate fierul câte cald. Unele lucruri acum trebuie făcute, când sunteți cu niște ingrediente pe masă. Că nu se știe cât o să stea ingredientele astea. Aveți niște timp acum, nu se știe dacă o să aveți peste o lună. Aveți niște bani acum, nu se știe dacă o să aveți și peste o lună. Deci ceea ce aveți acum și ziceți, wow, sunt ale mele, le-am adunat, le-am acumulat, uite, am o stare de abundență la ceva. Nu știu dacă o să le am, așa că acum trebuie să le folosesc, trebuie să le gândesc, să le drămuiesc, să nu le risipesc și să le puneți la treabă. Ce trebuie să faceți? Să vă ocupați de ceva, o activitate care multă vreme ați amânat-o sau da, poate a mers de andoaselea, că lipsea ceva. Sau poate aveați și atunci ingredientele, dar n-aveți încredere. N-aveți siguranța asta pe care toate planetele astea, șase în zodii de pământ, parcă vă inspiră acum mai mult. Voi, balanțele, sunteți un pic obsedate de un lucru, eveniment, de o acțiune care s-a produs probabil undeva la sfârșitul anului 2023 și care probabil nu a ajuns la rezultatul cel mai bun. Un final nedorit, un mic eșec, o situație care vă preocupă încă, vă macină, poate niște regrete acolo, poate, da, poate nu aveți nicio vină, da, ceva a picat și toată energia asta de Capricorn pentru voi vă obligă să priviți peste umăr. În fond, Mercur, care revine acum în Capricorn, a mai fost odată pe aici. Deci, clar că trebuie să revizuiți o situație. Treceți prin același loc și vedeți lucrurile altfel. Le-ați înțeles altfel, ați mai aflat niște lucruri, v-ați mai informat și le puneți cap la cap. Toate aceste date acumulate. E ca și cum ați venit cândva în locul ăsta, v-ați uitat pe toate părțile, v-ați dat seama că ceva nu e în regulă, ceva lipsește și v-ați dus undeva, v-ați dus la piață să căutați niște ingrediente. V-ați dus la magazinul de bricolaj să căutați ustensilele. Le-ați găsit, le-ați testat și acum veniți să aplicați pe mașinăria aia moartă în drum. Nu zice nimeni că o veți repara peste noapte. În fond, probabil aveți vreo 10 zile la dispoziție să vă ocupați de planul ăsta care data trecută s-a împotmolit, a ieșit prost, dar acum poate să meargă. Vă întoarceți în locul ăla cu multă tenacitate, cu ambiție, cu încăpățânarea omului care zice, măi, data trecută n-a ieșit, dar de data asta nu mă las. Am învățat ceva din asta, e o lecție învățată, m-am încăpățânat, mă cramponez și fac tot posibilul ca de data asta să meargă lucrul ăla, ce-o fi fost el. E povestea meșterului Manole. A făcut o mănăstire care a picat peste noapte. E totuși Manole s-a întors, dar a schimbat proiectul. Nu o să o zidească pe Ana acolo în mănăstire, dar vine cu un proiect nou, reconstruiește totul pe baze mai solide, a mai învățat ceva, a înțeles ceva, a înțeles ce a greșit data trecută și acum veți ști să
refaceți totul, poate chiar ați reînceput totul, poate zilele trecute la luna nouă ați dat drumul din nou la o activitate și care, deși data trecută n-a ieșit, acum trebuie să iasă, pentru că cerea un consum mai mare, probabil, de resurse și de energie și de încăpățânare. Data trecută aveați, dar numai o părticică din ceea ce între timp ați adunat în coș. Scorpionul, aveți niște emoții foarte puternice, profunde, dar nu prea puteți să le exprimați. Și de aia cine vă vede acum își pune mari semne de întrebare. Sunteți tăcut, enigmatic, rezervat, faceți act de prezență. Sunteți acolo într-un mediu, dar greu se ajunge la mintea voastră, la sufletul vostru. Tăcerea asta e apăsătoare în ceea ce vă privește. Poate e nevoia voastră de a vă proteja, de a nu deschide ferestre, să intre oricine în viața voastră. O nevoie probabil de intimitate sau poate este ceva acolo care vă frământă, dar deocamdată țineți la capac. Nu sunteți pregătiți să faceți cunoscut ceea ce e în inima voastră. Poate e o taină, poate e o vină, poate e, nu știu, o iubire platonică pentru cineva, poate e o stare de dubii, o frică, și de aia sunteți o companie ciudată pentru unii. Unii încearcă să vi se bage pe sub piele, să vă tragă de limbă, să vă implice, hai, vină alături de noi. Voi sunteți extrem de detașat. Poate chiar vă simțiți printre străini. Nu e mediul în care vă simțiți bine, un pic ostil sunteți. E o răceală. E o răceală care probabil vă baricadează așa de restul lumii. Încât poate chiar preferați singurătatea, da? Repet, poate faceți act de prezență într-un loc, da? Nu ziceți nimic, sunteți monosilabic, alții încearcă pe lângă voi să facă valuri, să activeze, să vă activeze, dar probabil nu vor reuși. Poate și dintr-o stare de oboseală, cine știe, sunteți un pic la pământ cu bateriile și de asta vă duceți în camera voastră, acolo într-un colț și probabil aveți o viață interiorizată foarte intensă. Gânduri, o dorință de izolare, o dorință de fugă de lume, că parcă aveți ceva acolo pe suflet care vă doare. Săgetătorul, jucați un rol important în viața multor persoane. Parcă ați fi inspirație pentru ceilalți, model pentru ceilalți. Poate sunteți transmițătorul unor mesaje importante. Știți ceva ce alții nu știu. Și de aia trebuie să deveniți mesager, divin poate chiar. Cineva chiar are nevoie de sfaturile voastre, de ideile voastre, de îndrumările voastre, de cunoștințele voastre, încât așa parcă e o plăcere pentru voi să jucați roluri în viața celorlalți. Dar s-ar putea să nu o faceți cu forța, nu intrați cu bocanci în viața lor. Așteptați să fiți solicitat. Și s-ar putea să fiți foarte solicitat, să sune telefoanele într-una, oricine să ceară ceva de la voi. Parcă pe unde vă duceți, cineva vă cere un sfat. Poate chiar familia are nevoie mult de voi și vă bucură această atenție care vi se dă. Că aveți ceva ce alții nu au. Experiență de viață, sfaturi practice, dacă nu chestiuni de natură intelectuală, mentală, cunoștințe, poate aveți niște resurse concret, voi aveți o bormașină pe care vecinul nu o are și o să vă bată la cap să-i dați bormașina. Deci voi aveți ceva, inclusiv material sau, dacă nu material, palpabil, tangibil. Și de aia s-ar putea să fiți foarte căutați datorită acestor lucruri sau bunuri sau informații pe care le dețineți și care sunt de ajutor altora și probabil o să o faceți cu dragă inimă să săriți în ajutorul celor care vă solicită. Capricorn, cum să nu vă simțiți în centru atenției cu patru planete în zodia voastră câteva zile bune de acum încolo, până pe 20. Până pe 20 din nou e îngrămădeală prin curtea voastră. Uite, așa se înghiondesc între ele planetele, foarte susținute de altfel, ba chiar vor forma și conjuncții foarte importante câteva zile de acum înainte, care da, poate vă obosesc în anumite puncte de vedere, dar vă și dau un sentiment de avuție. Am, domne.
Am ce-mi trebuie. Am și energie, am și timp, am și bani, am și... am tot ce-mi trebuie. Trebuie doar să le pun la treabă, toate lucrurile astea. Probabil o să le puneți la treabă. Le-ați acumulat, le-ați revizuit, știți pe ce vă bazați, știți pe ce bani vă bazați, pe ce cunoștințe, pe ce informații, pe ce documente. Vă uitați așa pe pupitru vostru, pe masa voastră și ziceți, uite mă, am aproape tot ce-mi trebuie. Că o să mai vină și altele. O să plece niște planete foarte curând, pe 20, dar o să vină Venus. Deci așa o să fie o vânzoleală pe masa voastră de lucru, încât pleacă resurse, vin resurse. Se termină bateria, o puneți la încărcat din alte puncte de vedere. Deci cam toată luna veți fi pe pilot automat, pe mitralieră. Și vă copleșește, evident, această agitație, că de sunteți ca într-un, ca într-o gară, vin trenul, pleacă trenul, dispecerat, dar vă place această atmosferă, chiar dacă voi nu sunteți o zodie foarte agitată, foarte activă, dar toată activitatea asta vi se pare o schimbare de registru, de lumină. E să vedeți de luna viitoare că o să fie gol, pușcă în ograda voastră, nu o să mai rămână nimic. Și atunci profitați acum de această energie, că se apropie câteva luni bune, multe, în afară de luna ianuarie, evident, când o să fie gol. Nici o planetă nu o să mai trec, până și Pluto părăsește zodia voastră în luna ianuarie. De aia ăsta e momentul vostru de... momentul culminant, poate. Da, știți cum este la filmele de acțiune. Poate a lălăit-o filmul ăla 5 sezoane. Și ați ajuns la ultimele episoade. Apoi acum e acțiunea interesantă. Acum e tot ce e mai palpitant. Care pe unii capricornii obosește, pe alții îi pune în mișcare. Depinde fiecare cum tratați această vânzoleală de planete. Aflați lucruri noi, vedeți lucrurile într-o altă perspectivă, cade lumina altfel pe viața voastră, dar sunteți în centrul atenției și asta probabil vă place. Vărsătorul, vă preocupă niște chestiuni de natură profesională probabil sau poate și financiară și vă puneți mintea la contribuție, căutați soluții, întrebați, vă informați, bateți la uși de specialiști, da, parcă ați fi într-o perioadă de pregătire a unui proiect și unde nu aveți voi resursele, căutați. Exemplu, vreți să construiți o casă, clar că nu vă pricepe să vă construiți singur casa, dar sunteți la faza aia de adunare de oferte, nu? Luați legătura cu o echipă, cu două echipe, cu trei echipe, faceți licitație, faceți comparație de oferte, bătaie de cap, multă, clar, posibil, consum energetic, consum mental, consum de timp, consum financiar pentru tot ceea ce vreți să faceți, dar ca să alegeți cei mai buni, vreți ofertă de top din tot ceea ce comparați acum. Cea mai cea echipă de constructor, nu? Metaforic vorbind. Și probabil vă vin niște informații foarte necesare din punctul ăsta de vedere. Le-ați căutat, v-ați informat, ați ridicat ștacheta, încât acum s-ar putea să vedeți pe masa voastră de resurse cele mai bune variante. Și pe care foarte curând probabil o să le invitați să-și joace rolul, că de-aia le-ați și căutat, de-aia le-ați și adunat, pentru ceva în beneficiu vostru. Cea mai bună ofertă să vă cumpărați o mașină, cea mai bună ofertă pentru nu știu ce proiect, se formează, s-a conturat acest proiect, că e o strategie, cine știe de câtă vreme adunați voi informații, dar acum când vă uitați așa ce ați adunat în coș, aveți cu ce vă mândri, pentru că ați făcut o selecție la sânge încât ce a rămas e de calitate. Peștii, trece luna prin ograda voastră în această perioadă, în weekend, clar că sunt trei planete la voi în zodie și vă faceți niște planuri. Sau mai bine zis, s-ar putea să discutați cu niște persoane. S-ar putea să fiți mai tot timpul
în discuții, în conversații, pe telefon, pe WhatsApp, grup de discuții, nebunie, multe opinii se vehiculează. Clar că la voi e decizie. Voi o să vă dați ultimul cuvânt, voi alegeți ceea ce se vorbește acolo, voi apăsați butoanele, pentru că parcă ați fi dispecerul în toată povestea asta, parcă ați fi administratorul acestui grup de discuții. Toată lumea, unul zice că da, altul zice că ba, tot felul de opinii se bat cap în cap, unii revin în grupul ăsta, alții pleacă din grupul ăsta, mai degrabă revin, au lipsit o vreme niște oameni și acum se adună în grupul de conversații, de discuții, de suport și se leagă ceva. Pregătiți ceva, probabil. Și decizia o veți lua peste câteva zile. Dar acum încep să vă placă resursele astea adunate din atâtea direcții. Da, e bună și asta, e bună și asta. Hai, le punem acolo pe toate în coșuleț și din asta o să iasă un proiect de zile mari. Care cine știe, poate sunteți genul de oameni care pregătiți deja Paștele, unde o să faceți Paștele sau excursia de la vară sau niște proiecte pe termen lung, gen grupul de discuții a părinților de clasa 12-a unde vor face copiii banchetul peste câteva luni. Apoi clar că e ceva cu bătaie lungă, nu e ceva care se va termina azi mâine, dar se adună păreri, opinii, da, și conflicte pe aici pe acolo și idei utopice și absurde, dar deocamdată le vehiculați. Acolo unde era cândva liniște, nu mai e liniște, e gălăgie. Și acum e momentul culminant. Peste câteva zile bune, hai să zice peste o lună, s-ar putea taman grupul ăsta să pălească. Să nu mai fie vânzoleala de acum, vehemența de acum în discuții. Poate se vor lua niște decizii, poate deja se trece la fapte. Dar acum e maximum efervescența de discuții, păreri, cunoștințe, informații din care se vor naște niște proiecte bune. Asta este weekendul 13-14, nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care vi le-am anunțat în introducere și ce să vă doreze cât un weekend liniștit.